Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire de Gradul Zero. Îi spunem bun venit și invitatului nostru, Alex Lakatos. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Deși este tânăr, a trăit multe, credeți-mă. Doar puțin am auzit din ce a trăit, dar sunt experiențe multe. Cancer de gradul 3, experiență și viață tumultoasă înainte de a-L cunoaște pe Hristos și, bineînțeles, altă viață după aceea. Alex, de unde vrei să pornești în experiența aceasta ta? De la un peisaj foarte, foarte imprimat în mintea mea, și anume o zi de vară, cred că eram prin anul 2012. Țin minte că un prieten unde copilărisem la țară, era un pom în dreapta mea, stăteam pe o bancă, cum se stă la țară, și m-a întrebat: tu n-o să te pocăiești? Am zis că nu, niciodată. Asta în contextul în care fratele meu cu ceva timp se întorsese la Domnul, deși nu-l credeam. Pe fratele meu era foarte rău și în mintea mea ziceam: tu n-ai nicio treabă cu Dumnezeu. Luz de alta, țin să menționez... Tu erai mai bun. Da, între ghilimele mai bun. Țin să menționez că l-am și enervat pe fratele meu de vreo câteva ori să văd dacă se poate controla, se poate abține fără să sară la mine, să mă lovească sau orice altceva, sau să-mi spun alte lucruri. A reușit. Cu brio și mușcat degetele, da. Deci ai zis niciodată. Ți se părea imposibil? Da, pentru că nu mă vedeam. Deși copil mic fiind, mergeam la biserică, mama mea... Fiind din familie ortodoxă, tatăl meu, părinții lui mergeau la biserică și tatăl meu într-un timp mergea și la biserică. După aia au fost ceva probleme, s-au despărțit unul de altul. Mama mea s-a întors la Dumnezeu, știu că i-a fost greu și vreau să scurtez lucrurile astea, să trec mai departe. Când am aflat că mama mea pleacă într-o altă țară, și anume Germania, momentul acela n-am realizat. Deci mama mea s-a întors la Dumnezeu și Dumnezeu a trimis-o... Eu am spus tot timpul și îi spun mamei mele: te-a trimis Dumnezeu între patru pereți. Să stai într-o casă la niște oameni străini și să te rogi pentru copiii tăi. Și lucrul acesta Dumnezeu ți-a dat și în ziua de astăzi ai rod în familie. Sunt doi copii întorși la Dumnezeu, dintre care suntem doi băieți și două fete. Fetele nu s-au întors la Dumnezeu, însă băieții s-au întors la Dumnezeu. Cei mai răi, de altfel. De ce zici cei mai răi? Pentru că nu eram foarte convins. Asta e un mod frumos de a spune. Da. În cele mai multe lucruri eram cu bătaia. Eram foarte agresivi. Nu, cel puțin fratele meu nu puteai să-i zici nimic, fiind într-o lume care nu ai nicio treabă cu Dumnezeu, înjurăturile erau de tot felul. Ții minte că unii încercau să-l înjure pe fratele, să-i spună lucruri urâte despre mama noastră, și atunci fratele meu era deja pe ei, nu mai apuca să zică nimic. Eu între timp țin minte că în 2007... plecând de la sat, am zis că vreau să ajung la școală la Timișoara. Și am început liceul. La Harry Conte am început liceul. Când am ajuns acolo, eram uimit de ce se întâmplă, cazat în internat, ca de altfel toți care vin aproape de pe sate. Și mi-aduc aminte, când am intrat acolo în internat, erau multe, multe fete. Ceea ce la băieți era ceva wow. Bun, trecem peste lucrul acesta. A fost ceva... La 15 ani, nu? 15 ani. A fost ceva, nu știu, un declic în care înainte, deși nu înjuram, eram la biserică, mama noastră ne trezea în fiecare dimineață să mergem duminică, mă refer, ceea ce noi duminica dimineața credeam că dormim cel mai mult, că sâmbătă trebuia să ne trezim pe la... Dacă era vară, ne trezeam undeva la ora 5 dimineața sau 6, trebuia să lucrăm, să ne putem întreține. Eram dintr-o familie modestă, munceam toți ca să trăim. Țin minte că lunile de vară eu câștigam mai mult ca mama mea, lucrând la o firmă de lângă satul nostru sau în satul nostru. Și trebuia să-i dau toți banii în casă, evident.
îmi ținea doar o parte mică, care mama mea îmi făcea lucrul acesta. Ajungând la Timișoara, am dat de o altă lume. Am intrat, cum ar veni, într-un anturaj foarte, foarte rău. Aveam și niște prieteni la Timișoara veniți de la satul, din satul unde am trăit. Știa ce sunt în stare, știau ce pot. Și puteai. Da, și eram foarte arțigos, eram primul care săream pentru orice lucru, eram un fingăreț în toate, tupeist, și m-au luat cu ei. Am început, eram de altfel, eram singurul elev care stăteam între studenți, eu eram primul la beție cu ei, eram oriunde era, în pub-uri, în cluburi, eram cu ei primul. Nu exista să nu mă duc. De vreo câteva ori, pedagogul din liceu, din internatul unde am stat, a zis că mă dă afară, a și făcut-o la un moment dat. Râdeam de el, nu mă puteam controla să nu râd de el, deși știam că e foarte grav în momentul acela că mă dă afară, mama mea o să plângă, și așa a și fost. În clasă, de asemenea, a fost cea mai rea clasă din tot liceul. Am prins cu cei mai răi, ne băteam, făceam mișto de toată lumea, ne băteam joc de toată lumea. Deci cu toate astea, când vreau să trec, când trebuia, eram la punctul critic să trec clasa. Fac o paranteză aici, în liceu eram printre cei mai buni, în general eram printre cei mai buni elevi. Când îmi dădeam silința să învăț, știu că profesorul meu de română îmi zicea: astăzi îți dau 2 sau 3, nota 2 sau 3, că mâine știu că e nota 10. Și așa se întâmpla. Matematica era punctul meu forte. Niciodată nu a fost altceva decât matematica, știu că era biologia și fizica, toate lucrurile astea ce înclină spre matematică și calcule. De altfel și ziua de azi am terminat informatica și asta e har de la Dumnezeu. Ajungem și acolo. Trebuia să învăț. Știu că în clasa nouă am încheiat, cred că, cu o notă foarte mică pe tot anul. Cred că am avut nota 6. Media generală. Și am zis că asta, așa ceva nu se poate. Și în clasa 10 am început să învăț, deja am ajuns la 7 și ceva, aproape 8. Pentru că nu-mi doream să ajung, să fiu chiar ultimul. Știu că aveam un diriginte... Pe mijloc, pe acolo. Da, totdeauna a fost chestia asta. Știu că aveam un diriginte foarte bun. V-am spus, eram foarte băgăreț și mă băgam în seamă cu toți și am ajuns să mă înțeleg foarte bine cu dirigintele meu. Nu era frumos, știu că eu luam bani de liceu, nu știu dacă țineți minte, înainte se deau bani de liceu pentru cei care au sub 20 de absențe și nu împlinesc anumite condiții din punct de vedere financiar. Eu aveam aproape 200 de absențe și primeam bani de liceu. Alții cu 20 de absențe, 20 și ceva de absențe, nu primeau bani de liceu. Nu știu cum a făcut dirigintele meu, dar știu că eu primeam încă bani de liceu. Menționez că eu din clasa de la grădiniță am o soră cu un an mai mică ca mine. De la grădiniță până în clasa 8 am fost în aceeași clasă. Din clasa 8 până când am terminat liceu am fost în aceeași școală și am continuat cu ea. A fost și ea cea mai aproape de inima mea. Că cu ea am trăit, adică cu ea am crescut de copil mic. Am fost în același internat și după aia din punct de vedere financiar, mama mea a făcut foarte, foarte multe eforturi ca să ne poată ține în școală. A fost un moment în care am zis că renunț, mă duc la lucru, însă mama mea, pentru mine, astăzi e un erou, să fie un erou toată viața. Ne-am mutat în chirie. Și de aici încep problemele. A, deci n-a fost mai bine în chirie decât la internet. Nu. În internet am făcut câteva lucruri minore. M-am drogat, cred că, de vreo două ori. În internat am început să fumez. Am început să beau, dar în proporții mici, nu foarte mari. În momentul în care am ajuns să stau în chirie, a fost altfel. Prieteni mai mulți, fete mai multe. Nu zic cu plăcere, o zic cu regret. Am început să-mi bat joc de mama mea. Dau un exemplu, dacă un litru de ulei costa 4 lei, eu și sora mea spuneam mama mea că costă 8 lei. Numai ca să ne facem bani, să putem să avem de fumat, să putem să avem de băut, să putem să mergem în oraș, în cluburi, în puburi. Am început
Fără mustrări de conștiință făceați asta. Da, fără mustrări de conștiință. Mi-e greu să zic, îmi dau lacrimile. Mustrările le ai acum, dar atunci nu le aveai. A fost lucruri grele. Atunci nu îmi dădeau seama de ele. Acum îmi dau seama de ele și mi-e foarte greu. Știu că am început să fac lupte de performanță. Am avut și meciuri la Sala Olimpia. Eram implicat în mai multe grupuri, în mai multe lucruri de care n-am să pot să zic unele dintre ele. Dar peste toate am început să mă droghez mai serios. Vedeam lucruri care nu erau ok. Deci, dau un exemplu. Stăteam în magazin cu un prieten, a venit un om mai în vârstă. Nu pot să-mi scot lucrurile astea din cap, pentru că sunt lucruri pe care Dumnezeu mi le aduce aminte să pot să-mi dau seama de unde mi-a scos. A venit un om, a scos bani din buzunar și prietenul pe care îl cunoșteam, după ce a plecat omul, a sunat și a zis, mergeți, are banii la el, faceți ceva și luați banii. Era un om în vârstă. Nu-mi dădeam seama atunci. Acum mi se pare foarte grav să faci lucrurile astea. Trecând peste toate lucrurile astea... Ție ți era ok să faci toate astea? Nu te simțeai? N-aveai momente în care ți era silă de tot? Nu, atunci nu realizam. Era ceva wow, era ceva ca și cum ai fi șmecher între ghilimele de rigoare. Mm-hmm. Deși mi-e dat în ziua de astăzi să văd lucrurile astea și pentru mine mi se pare amuzante, pentru că le văd și la mulți le zic, vezi că asta nu-i șmecherie, asta e prostie, pentru că ce faci tu acum nu-ți dai seama, dar după aceea o să-ți dai seama că nu-i frumos. Sar peste lucrurile astea și ajung la momentul cheie în care zic oamenilor că n-am să mă pot pocăi niciodată și dacă mă pocăiesc după ce am avut imaginea aceea minte cu pomul și tot la țară, cine m-a întrebat dacă mă pocăiesc, am zis că nu mă pocăiesc niciodată. Și am mai zis un lucru după aia, am zis că n-am să mă pocăiesc niciodată la sat, adică unde am crescut eu, la Comloșul Mare. Și ce credeți? Acolo a fost punctul culminant, punctul cheie. Erau pe tema asta, vreau să le și mulțumesc tinerilor de acolo. Au venit foarte mulți din Austria, sunt foarte mulți plecați din satul acela și din comuna aceea. Și zic sat și comună pentru că sunt lipite unul de altul. Uh-huh. Și îmi aduc aminte că toți au venit, mergeam la colindat de Crăciun, stăteam până 3-4 dimineața și ne așteptau credincioși și până la 3-4 dimineața meream și la cei necredincioși. Și un lucru foarte important în perioada aia, cât timp eram cu ei, nu aveam nevoie să fumez, nu simțeam nevoia să înjur, deși eram foarte, foarte rău la gură și unul din lucrurile care și în ziua de azi mă lupt cu el, să nu enervez omul. Când îl văd că se supără, să pot să nu să-l agit mai tare. Soția mea are cea mai mare luptă pe tema asta. Eram cu ei în momentul acela și nu simțeam niciuna din lucrurile astea. Era ceva fascinant pentru mine. Ajungeam acasă seara și mă puneam să fumez. Deși poate atunci nu-mi dădeam seama, dar țin minte că treptat eram cu verișorii mei și eu le spuneam, hai să mergem la biserică, să mergem la biserică, să mergem la biserică. Și mergeam la biserică, știu... De ce voiai să mergi? Simteai nevoia? Simțeam nevoia să mă duc. Vreau să mă duc la biserică. Îți plăcea? Da. Înțelegeai ceva? Rezona ceva în tine? Mă trăgea ceva să mă duc în momentele acelea. Deși înainte, cred că duminică dimineața când ne trezea mami sau când trebuia să mă duc duminică dimineața, era cel mai greu lucru din viața mea, care trebuia să-l fac în momentul acela. Știam că trebuie să dorm și cel mai plictisitor lucru din momentul acela era ora de rugăciune. Nu suportam, trebuia să stau pe genunchi sau oricum stăteam și trebuia să închid ochii, să nu mă vadă ceilalți că nu mă rog. Era foarte, foarte plictisitor în context. Și mergând cu verișorii mei la biserică, îi chemam să mergem la biserică. A trecut lucrul acesta,
Și a venit data de 4 ianuarie 2013. Ora 1 și ceva dimineața, am ajuns acasă. Am avut, cred că, să nu țin mint, nu vreau să mint, am avut, cred că, ultima țigară în pachet sau printre ultimele. Și am zis, Doamne Iisuse, asta vreau să fie ultima țigară care fumez. Am aruncat pachetul dimineața când m-am trezit. M-am pus să dorm, era unul, m-am trezit dimineața la 8 și am zis că vreau să postesc. A fost prima mea zi de post. La 8 am început ziua de post. Până la ora 12 am stat, am citit, am postit. Ce credeți că s-a întâmplat? Nu știu, uimește-mă. N-am mai fumat, n-am mai simțit nevoia să fumez. N-am mai simțit nevoia să mă duc la pub-uri, bar-uri, cluburi. Deci înainte... Instantaneu atunci sau instant, în perioada următoare? Instant. Eram printre oamenii, lucram vara în liceu, am uitat să specific asta, lucram în Germania. Mergeam cu mama mea, s-a mutat în Germania, a trimis-o într-o altă țară. Lucram în agricultură. Veneam toți banii care veneam acasă în septembrie, când veneam acasă și începea școala, eu eram în pub-uri, cu chaturi flambate, cu băutură, cu multe alte lucruri. N-am mai simțit nevoia să beau. N-am mai simțit nevoia să fac nimic. Plus de altă mi-a sunat prietena și am zis că nu mai pot să trăiesc cu ea, adică nu mai pot să fiu cu ea. A rămas uimită, șocată. A zis că nu se poate întâmpla așa ceva. Și am zis că, bă, da, eu nu pot să mai fac lucrurile care le făceam înainte. De acum începe lupta. Da. Zi-mi, ce a declanșat schimbarea asta? Așa, pur și simplu o decizie sau a fost ceva care... Ziua de post. Nu, nici acum, nici azi, de asta sunt, am anumite date în minte pe care nu pot să le uit. Faptul că ai decis să postești, în momentul ăla s-a întâmplat ceva. Da, surprinzător. A fost ceva, wow, da. N-am mai simțit să fumez, dar a venit o perioadă în care Dumnezeu a început să lucreze în viața mea. Și a fost o perioadă, nu grea, foarte grea, deși mulți zic că după ce te întorci la Dumnezeu, toate îți merg bine. Nu. Nu, n-am să pot să zic lucrul ăsta niciodată, pentru că de atunci încep luptele. Practic, de atunci trebuie să lupți cu tine însuți ca să poți să ieși biruitor. Și atunci încredințezi totul în mâna Domnului. Mi-aduc aminte, în momentul în care eu mergeam în Germania, vara, în drumul spre Germania, mergeam cu autocarul. Erau diferite pauze de să-ți iei de mâncare, să stai, să te întinzi, să te relaxezi. Coboram jos din mașină și din autocar și fumam 2-3 țigări. Fac o glumă, le sudam practic. Nu le mai fumam. Și ăla mi-a fost, cred că, cel mai greu moment în care a trebuit să mă abțin, să venea, practic venea satana și mă trăgea ca și cum ar trage jos să mă duc să iau să fumez. Și mă luptam cu mine, erau în față doi, era, cred că erau dintre ei noștri, erau baptiști. Și auzeau cum mă rog. Și după aceea s-a întors la mine, tu ești pocăit? Și am zis că da, mă rug. Practic mă rugam, nu vreau să cobor. Era o luptă cu mine însumi și am zis că nu, îl iubesc pe Iisus. Ce interesant. Mi-aduc aminte, mergeam în Germania și când am întors înapoi, am avut o perioadă foarte grea. Mulți oameni au spus că m-am pocăit pentru că am avut cancer. Fals, total fals. M-am pocăit și după aia am avut cancer. Am aflat că am cancer. Când ai aflat? Cum s-a întâmplat? Practic, eram sportiv în general. Adică jucam fotbal aproape săptămânal. Nu aproape, adică de mai multe ori pe săptămână. Mergeam, am făcut și lupte de performanță. Am jucat și tenis de câmp un pic cu prieteni de-ai mei. Am învățat, m-au învățat. Am fost la un control și la Casa Austria era domnul doctor Popovici și mi-a făcut un control și a zis că ceva nu e foarte bine aici, ceva nu e ok. Și am zis că bun, deși eu făceam înainte lucruri de astea, adică meream la controle, țin minte că mergeam la decanul de la medicină practic și făceam ceva tratamente pentru genunchi, că lichidul din genunchi mi-a ajuns în mușchi, termeni medicali,
nu-mi dau seama. Am făcut tratamente, nimic, tot durerea persista. În momentul în care cineva, eu deja eram pus în gardă, pentru că dacă cineva venea să mă lovească peste piciorul stâng, unde aveam problema, durerea foarte mare, ori lovea, ori mă făceam că lovesc, ori mă trăgeam foarte repede. Pentru că era o durere, nu știu, nu pot să... Ca și cum te împuns pe loc și te doare foarte tare, nervul care îl simți când mergi la dentist sau orice altceva. Și eram într-o biserică, am mers în evanghelizare și vine la mine un băiat, era de la mine, de la țară, nici eu nu știu ce a zis. Până, cred că nici în ziua de astăzi, și în ziua de astăzi, dacă îi zic, nu-i bine să creadă. O pus mâna pe genunchiul meu și a zis, asta o să-ți fie încercarea. Am stat și m-am uitat la el și nu-mi vine să cred. Încă nu știam că am cancer, nu știam că n-am mic. O pus mâna pe genunchiul meu, practic, și a zis, asta o să-ți fie încercarea. Atât. Atât. Și gata, s-a terminat. Tu ai știut la ce se referă? În momentul ăla nu știam, că nu știam că am cancer. Știam că mă doare ceva, dar nu știam că am cancer. Am ajuns, am făcut investigațiile necesare, mi s-au trimis poze și cred că în Israel, au zis că vin de acolo ceva medici și până la urmă mi s-a confirmat că e cancer. Ți-a picat fața? nu știu cum să zic. Eu am avut harul și am harul că am oameni importanți lângă mine. Când zic oameni importanți, oameni care chiar îl iubesc pe Dumnezeu și oameni care chiar stau lângă Dumnezeu și mi-au vrut binele în viață și în ziua de astăzi sunt lângă mine și pot să zic că după ei, după familia propriu-zisă, nu există familie pentru propriu-zisă, că și ei fac parte din familia aia. Adică în inima mea total, toată viața, nu există. Mi-aduc aminte, domn doctor Shebel, că îl chema, parcă am fost la el în cabinet, mi-a tăiat, mi-a luat de acolo pentru biopsie, a venit rezultatul și am intrat la el în cabinet. În 2 săptămâni de zile, după ce mi-a făcut operația, Mi-a crescut tumoarea de la picior, cât nu mi-a crescut, cred că în vreo 2-3 ani de zile, deși eu cred că l-aveam poate de multă vreme. Nimeni nu știe lucrul ăsta. Mi-aduc aminte că am intrat, eram persoana cu care am fost atunci și care a fost cu mine, Camelia Muntean, e de la Poarta Cerului. Familia Muntean, e best ever pentru mine, cei mai buni. A fost cu mine în cabinet. Ea a vorbit, eu nu mai puteam să vorbesc. Eram ca un om care nu știe să vorbească și plânge. Îmi curgeau lacrimi fără să vreau. Nu mai știam ce să zic. Mi-a zis doctorul în momentul acela, ai norocul că e la început, se poate trata. Din momentul în care am închis ușa la medicului de unde am fost, Dumnezeu a început să lucreze. M-a sunat cineva să trimit analizele în Franța, să pot să mă operez de acolo dacă trebuie. M-au sunat din Elveția, m-au sunat din Cluj să mă duc. Însă Dumnezeu a avut un alt plan. Am mers la Seghet. Doctorul care m-a operat, Camelia Muntean, a luat un număr de telefon, un traducător, că numai prin traducător poți merge. Și era foarte ocupat doctorul. A găsit Dumnezeu un loc în care m-a trimis acolo, s-a eliberat un loc, a mers la doctorul acela. Doctorul acela mi-a zis așa, trebuie să facem un RMN, dar în România nu-l pot face, trebuie să-l fac la noi. Însă la noi nu știm când o să poți face RMN-ul pentru că e foarte ocupat. Au trecut câteva zile, m-a sunat, pot să vii la RMN. Era ceva... Nu știu, de domeniul fantasticului. Toate lucrurile mergeau exact așa cum trebuie. Am în momentul în care 8 iunie eram programat la operație. Pe lângă asta am luat și permisul de conducere. Înainte ca să mă operez, am luat permisul de conducere. Fac o paranteză. Mi-era foarte greu să iau permisul de conducere când timp am dat înainte să fiu să înainte să mă întorc la Dumnezeu, am avut sala. Niciodată nu s-a prins nimic de mine, pentru că ori meream din club direct, eram poate amețit sau eram nedormit sau orice altceva.
Mircea a zis, Mircea Muntean a zis, te iau la mine, dacă nu înveți, între ghilimele, pun nu iau pe tine. Am luat permisul de conducere, așa cum ați minte, m-asculta, nu știu, o dată sau de două ori pe zi, mă punea să fac chestionare, să vadă ce am învățat. Am ajuns la Seghet. A trebuit să mă operez. Operația n-a fost, nu știu cum să vă zic, operație la limită. Adică? Dacă mă operam poate la Cluj, piciorul, nu mai puteam niciodată ca piciorul meu să-l pot îndoi. Trebuia să stau cu piciorul drept. Uh-huh. Acum, Dumnezeu lucrează și prin medici. Eu sunt convins de lucrul ăsta și cred din toată inima. Medicul care m-a operat pe mine avea jumătate de normă în New York. Eu când m-am auzit, am rămas șocat de dreptul. Când am intrat în clinica lui la Seghet, nu știu dacă există ceva în România. Adică în Timișoara n-am văzut așa ceva. Și conducea spitalul care unde m-am operat. Spuneți-mi, nu-i mâna lui Dumnezeu acolo? Bă, da, cred din toată inima. Dar în momentul în care înainte să ajung la operație, am avut o seară, m-am pus să dorm și m-a ridicat Dumnezeu, m-a ridicat din somnul meu și mi-a dat un cuvânt așa de minunat pe care n-am să-l uit niciodată. Îl am în minte, îl știu, numai că de emoții îl și uit câteodată. Am deschis, dar nu o să deschid Biblia la întâmplare. A zis, du-te în Psalmul 54 cu versetul 4. Și a zis, da, Domnul este ajutorul meu, Domnul este sprijinul sufletului meu. Nu știam ce vrea să-mi zic în momentul ăla. După 2 ani de zile am aflat. M-am operat. Când am ieșit în operație și m-am trezit din anestezie, nu era ceva că plângi de durere, urli de durere. Am văzut doar mâna întinsă, o perfuzie băgată în vene și fața doctorului. Atâta tot am văzut. N-am văzut nimic altceva. Aveam o durere așa de mare încât urlam de durere. Mi-a tăiat din mușchi în jur de 302 grame. Așa de mare a crescut tumoarea în 2 săptămâni de cât m-au operat în România. Cei din Seghet a zis că nu trebuia să facă lucrul ăsta niciodată, trebuia numai să bage un ax să scoată de acolo. Ei m-au tăiat aici. Mm-hmm. Am ajuns în momentul în care chemam asistentul să-mi dea calmant pentru că nu mă puteam opri din plâns sau de durere. Aveam o durere foarte mare. Plus de alta, la un moment dat a luat hotărârea să-mi lipească un plasture, nu știam ce, dar era morfină. Numai ca să nu mai simt durerea cât era de mare. Funcționa? La un moment dat a funcționat, nu mai aveam treabă. Da, vă zic, o fază foarte, foarte frumoasă aici. Știu că mă mânca foarte... Începusem să fac alergie de la morfină. Și Camelia Muntean și cu încă o prietenă de familie, tot dragă mie, Ardelean Mihaela, au venit la spital, că n-aveau voie să vină numai o dată pe săptămână. Nu-i ca la noi în România. Adică nu pot veni non-stop la tine vizitator. Nu, ai o dată pe săptămână, câtva timp și după aia ai plecat. În rest, se ocupă tot de tine acolo. Și a fost super. Chiar mulțumesc Domnului că m-a trimis acolo. Au venit și, acum zic, faza cu morfina. Le-am spus, nu știu, scărpinați-mă pe spate, că mâncă foarte tare spatele. Și au zis, te scărpinăm cu toată puterea noastră. Și după aia mi-am dat seama că iau morfină. Nu mai simțeam nimica. Practic nu mai simțeam nimica. Anesteziase tot. Alex, da. Să știi că suntem la finalul emisiunii și povestea ta nu este gata. N-avem altă variantă decât să o continuăm într-un episod ulterior, dacă tu accepti invitația mea să continuăm această poveste a ta. Da, wow, chiar a trecut repede. Așa-i? Viața e o poveste. Dragii mei, cred că suspansul îl simțiți și voi în povestea acestui tânăr care a trecut prin atât de multe. O viață atât de tumultoasă, experiența atât de dramatică, să fii diagnosticat cu cancer. Ce vârstă aveai când ai fost diagnosticat cu cancer? 21 de ani. La 21 de ani să treci printr-o durere atât de puternică,
să vezi intervenția lui Dumnezeu. Vă dau invitația aceasta ca în episodul următor să urmăriți partea a doua acestei experiențe și să descoperiți cum a lucrat Dumnezeu în viața acestui tânăr. Dumnezeu poate să lucreze în viața fiecăruia dintre noi. Nimic nu-l poate împiedica. Ai încredere. Fiți binecuvântați!